România a fost până nu demult o țară de țărani. Cuvântul țară vine din latinescul terra, iar terra este pământul nostru sfânt, deci țăranii sunt oameni ai pământului. Undeva între cer și pământ, între prezent și uitare, departe de o lume sau alta, Dumnezeu ne-a lăsat ca o binecuvântare a timpurilor care au trecut, ca o lumină a prezentului și tihna a vremurilor care au să vină, satul tradițional, o lume născătoare de mister. Istoria și arheologia atestă pentru Ținutul Clujului gospodăria de tip agropastoral. Având în vedere principalele ocupații ale locuitorilor satului tradițional din această zonă, agricultura și creșterea animalelor, se poate spune că ele au determinat și dezvoltarea industriilor țărănești. Recoltarea, dar mai ales păstrarea în cele mai bune condiții a recoltei, au avut o însemnătate primordială pentru asigurarea resurselor de trai, precum și a semințelor necesare semănatului. Pentru a-și rezolva unele probleme ale vieții, cum ar fi hrana și veșmintele, țăranul a dovedit un deosebit spirit de inventivitate și creativitate, concretizat în realizarea unor instalații tehnice, componente esențiale ale civilizației tradiționale românești. În Transilvania, bătutul porumbului pentru a obține boabele se realiza inițial prin dezghiocatul cu mâna, iar mai târziu s-a folosit mojalăul. Având mult porumb, multe bucate acasă, s-a trecut de la sfăritoarea de mână, oamenii și-au inventat ei niște mașinării purtate tot de mână, dar care dau un randament, deci au un spor. Și prima mașină care a fost făcută, deci a fost mojalău sau sfărnitoarea mecanică. Forma din niște roți lințate, o roată antrenoare care omul învârte la ea, se introduce știuletele în mojalău, iasă coceanul, am după cum îți reglajele înăuntru, pot să fie coceanii curați sau pot să mai rămână câteva boabe. Pentru economie, chiar și acele boabe se recuperează, se sfârnesc cu mâna, iar coceanii se vor folosi mai târziu la aprinsul, deci focul în casă, în sobă sau la căvășie, unde e nevoie de sursă de material combustibil. De obicei, cucuruză, boabele care ies din mojalău au fie pleavă, fie de la cocean, mucuri și atunci le luăm și le ducem la vânturătoare. Se poate vântura prin vânt, dar ai vânt, nu ai vânt când îți trebuie. Atunci ai vânturătoarea, tot pe acest principiu a antrenarul cu mâna, se pune cucuruză acolo și ies gata vânturați. Are și un selector, un treier pentru impurități, pentru coceani mai mici, coceani mai mari care mai rămân în boabe, deci nu mai intră. În satul tradițional vei rămâne surprins și de multitudinea și de varietatea pieselor de industrie țărănească, ce constituie un simbol grăitor peste veacuri despre ingeniozitatea și măestria țăranului, marele anonim.
Toate aceste instalații țărănești formează adevărate complexe tehnice, a căror vechime este greu de determinat. Printre instalațiile tehnice țărănești acționate manual, care au ca destinație prelucrarea produselor alimentare, porumb, grâu, secară, se numără și râșnițele. Ele sunt atestate documentar încă din comuna primitivă. Principiul de funcționare se baza pe frecarea a două pietre plate de formă circulară. Cea superioară se învârtea cu mâna folosindu-se un băț. Aici merge ca în greu, aici nu e pus, e manual numai. Trebuie o jumătate, zic, cât e bună. Doi bărbați și el. Mai vine și femeie și sau un bărbat și o femeie, învârte amândoi, pe rânduri, amândoi. Așa se obișnuie așa. 153 de ani, atunci s-a născut moșul și de atunci figurează asta aici. Aici vine oamenii veșini, vine la râșniță să facă păsat pentru găluște, pentru pui, pentru ce le trebuie, aici vine și făcea asta. În timpul războiului, atunci a zis și noapte merea asta, că nu era morile astea și vine zis și făcea făină. Aici e păsat, dar dacă o slobos mai în jos, face făină, de mămăligă. E grea dar asta, grea, că aici au fost care vine și făcea pentru nuntă păsat, că nu era urez atunci. Și apoi vin unul și-au dus vreo 2 litere de porumb. Și apoi el, ca să scape de el, l-a spat în podul grajdului și s-a dus numai cu jumătate acasă cu păsatul. Și apoi l-a trimis înapoi socășița, că nu-i de ajuns, să zice să mai facă. În Transilvania, cultivarea porumbului a fost introdusă la începutul secolului al XVII-lea. Cucuruzul, cum i se mai spune în zonă, reprezintă alimentul de bază în hrana țăranului și un furaj important în creșterea animalelor. Inventivitatea țăranului, atât de bogată, a dat rod și a creat ceva mai târziu moarea acționată manual răspândită și în Transilvania. Cu bobele care le-am vânturat, le-am trecut prin vânturătoare, le aducem în această moară. Și tot fie antrenată de mână, poate fi antrenată de apă, de vânt și se face măcinatul făinii. Moara are și niște reglaje și distanțiare între cele două pietre între care se macină bobele, poate să facă făină mai măruntă pentru mămăligă, bineînțeles că ulterior va trebui cernută, sau chiar păsat pentru sarmale sau pentru păsările de curte și pentru animalele de curte. Rota asta e făcută rămas de război, din lemn și spițele din lemn, numai butucul a fost și tablă ceva a fost. S-au rămas de război și ne-am făcut mora de mâini. Asta a fost. Atât râșnițele, cât și morile de mână, nu au putut suplini din punct de vedere funcțional necesitățile reale ale gospodăriei țărănești.
ca urmare încă din evul mediu timpuriu, așa cum o atestă și documentele vremii, făina se măcina la moară. Din punct de vedere al forței motrice, ce acționează această instalație tehnică țărănească, principalele categorii de mori răspândite și pe teritoriul României au fost morile acționate cu animale, morile de apă, de vânt și cele cu abur. În Ținutul Clujului, țăranii au apelat din plin la forța apei și au ridicat pe cursul râurilor cu debit constant mori pentru măcinarea cerealelor, pive și vâltori pentru prelucrarea și spălarea țesăturilor din lână. Construcțiile ce adăposteau instalațiile tehnice tradiționale se impuneau în peisaj prin arhitectură și detalii constructive, prin amenajările necesare instalărilor, precum și prin funcționalitatea acestora. Iarna îmi dezghețam pe râuri, non-stop, nu putea sta o zi și o noapte, tot timpul eram pe râul ăla dezghețat, să meargă moara continuu, că ești să mânca pâine. De la soțul și de la socrii am învățat. Eu am venit în 71, am venit de la Polele Vlădesc, de la Vișag. Satul Vișag, am venit aici la Bologa. Și socrii mei erau aici cu soțul meu. Soțul meu era cu ei în continuu. Mereu cu cai, avea coace cu cai. Și mereu și aducea bucate și măcina și le ducea înapoi cu coacea. Și eu de la ei am învățat. Dacă tot trăiesc soțul, nu mi-am prea băgat mânuța pe aici, dar amul, după ce a murit soțul meu, am învățat. Mai cu cumnață, mai cu... Așa e cum am putut. Asta e făină de aici se poate face mămăliga. Asta e bună. De la piatra, de la moara cu apă, cu piatră. Se face mămăliga. Da. Cu zâc în noapte mergea. Pe vremea lui Ceaușescu cu zâc. Atâta numai cât să tăie piatra. Că piatra sunt două pietre pe la altă și asta deasupra se ridică. Și cu ciocanile alea, vedeți, se taie piatra. Și cu zâc în noapte mergea, că era socul meu și bărbatul meu. Unul se tea în moară și unul o duce cu coce. Cu zic cu noapte pe vremea lui Ceaușescu. Acum vine unul la două luni la moară. La moară nu există sezon. Omul vine și macină atunci când are ce și când poate. Se pot măcina până la 40 de kilograme de porumb pe oră. Odinioară, oamenii preferau făina de mălai măcinată la moara de apă. Era mai gustoasă decât cea măcinată la morile acționate electric. De cele mai multe ori, moara și vâltoarea erau construite împreună, având un singur proprietar, de obicei mai înstărit. Vâltoarea, numită și mașina automată de spălat țărănească, are forma unui trunchi de con realizat din scânduri ușor distanțate, cu diametru la gură de 1 metru și 20 centimetri, iar la bază de 80 de centimetri. Apa lovește motorii și formează un vârtej care răsucește ore în șir țesăturile din lână. O altă categorie de instalații țărănești, ridicate în apropierea unei surse de apă, erau și cazanele pentru fabricarea pălincii, odinioară foarte răspândite în această zonă, renumită pentru bogăția livezilor de prun și de meri. Cel mai răspândit distilat tradițional din Ținutul Clujului, pălinca, sau cum se mai spune prin partea locului jinars sau horincă, este produs din prune, pere, mere sau chiar din mai multe fructe amestecate.
Când prunele erau coapte, oamenii le culegeau și le depozitau în vase mari de lemn, unde erau lăsate la fermentat. Pentru a fi distilate, prunele fermentate erau duse apoi la cazan, instalație amenajată sub construcții ușoare de lemn, aflate în curtea gospodarilor sau înșirate de-a lungul văilor. Instalația era formată dintr-un cazan de aramă fixat pe un cotlon, adică un cuptor cu vatră podită cu cărămidă sau piatră, sub care se făcea focul. Cazanul era prevăzut la partea superioară cu un capac de lemn sau alamă, iar pentru răcirea țevilor se utiliza un ciubăr cu apă. Prin fierberea borhotului, vaporii de alcool pătrundeau prin țevile aflate în apă rece, avea loc condensarea și se formau picăturile de tărie. În secolul al XIX-lea, nu oricine își permitea un cazan cu trup și capac de aramă. Cazanele făcute de meșterii țigani erau foarte scumpe și nu puteau fi procurate decât de țăranii mai înstăriți. De aceea, oamenii foloseau adesea capacele de lemn. Odinioară, pălinciile funcționau zi și noapte, mai ales în preajma marilor sărbători de peste an, Crăciun, Anul Nou și Paște. Fiecare gospodar își dorea o masă bogată, cu bucate alese, strobite din belșug cu pălincă, horincă sau jinars. Dar să revenim la fabricarea pălincii. Distilatul care se obține din borhot se numește vodcă și are o tărie de 25 până la 26 de grade pentru cea făcută din mere și de 27 până la 29 de grade pentru cea din prune. Vodca se introduce din nou în cazan pentru o nouă fierbere, mai moale, cum spun oamenii, pentru că un foc prea mare ar putea duce la explozia cazanului. Se obținea astfel pălinca cu o tărie de 70 până la 80 de grade. În Negreni, o localitate cu tradiție din județul Cluj, pălinca bună de băut are 48 de grade și oamenii o obțin prin amestecarea distilatului de 70-80 de grade cu o anumită cantitate de apă numai de ei știută. La noi pălinca de prune se face în noiembrie-decembrie. Pălinca din mere, datorită că se culeg mai târziu, se face în perioada aprilie-mai, când stai și auzi cucul la căldare acolo afară și la iarbă verde. Noi când facem pălinca, băgăm borhotul în căldare, lipim, dăm drumul la apă sau la neauă în răcitor ca să vie rece, să nu cură caldă și lăsăm să cură din borhot atâta vodcă cât arde la pozdăr. Cât arde la pozdăr, când o controlăm la urmă. Când nu mai arde, oprim. După ce facem 5 căldări, 4 sau cât avem în cadă, o băgăm la petit. Deci noi o băgăm vodka aia încă o dată. Băgând-o a doua oară, nu mai are 25, 27, 30 de grade cât are vodka, ci este la 60, 70, 75, după tărie care o au prunile, merele, perele sau din ce facem pălinca. Când o am băgat și o am adus aici, la pețală, când s-o gătat, o lăsăm, încă nu o lăsăm chiar cât arde, când începe de schimbă gustul și a crește la băut și încă flacără mai are, la gustat, atunci o oprim. Oprim și o aducem și băgăm apă în ea. O fețală băgăm 5 litri de apă, 10 litri, după cum e, după cantitatea, după câți litri sunt în cazan sau cât ies. După aia o controlăm la șor și atâta apă îi dăm până ține șor, aproximativ ca să nu ne strângă de gât când o bem. Să aibă și șor, să fie și bună la băut. Merea atâta? Meri. No, încă mai meri. Păi eu mai cotăm odată. Hai, dăm două și o controlăm. O mai cotăm cu șor, să vedem. Mai cotăm cu șor. Nu o să meargă dacă e gata, mă. Face spumă, mă. Și am uitare, dar am o probăm.
Am o și probăm la șor, să om și cota fiecare, cam să vedem cum așa. Deja bani ne uităm dacă nu bea. Ah, încă un pic, un pic să mai... Dă să văd, nu mai merea apă aia, că deja nu ține și urmă. Hai să o gustăm să vedem. Mai treabă un pic de apă. Vedem, mamă, fiecare, să vedem, nu? La altul îi place tare, la altul mai slabă. Să văd, mă. Mă, cred că e bună. Eu zic că poate rămâne așa. După ce am băgat apă în ea, o controlăm cu paharul frumos, așa cum am făcut. Și după ce am lovit paharul în palmă, atunci ea ține mărgeale pe deasupra, așa cum sunt mărgealele la fete la gât. Și în ritmul mărgealelor astea, noi spunem șor la asta. Asta îi spune șor. Lovind-o în palmă, așa, nu uitați, facem mărgealele astea. Și mărgealele astea, la asta noi le spunem șor la pălincă. Și după cum ține mărgealele de mari, așa îi dăm apă să iei până când e bună la gust, la băut. O luat atâta apă. No, am o să vedem noi. Am o treabă să aibă șor cu mărgeale micuții. Da. Pălinca. Curge, mă rog, la gradile depinde fiecare. Suica de prune bistri să-i mai tare, prune roșii mai moli un pic, merli, perli și ele mai moli. Și la asta noi, după ce o stângem apoi cu apă și o lăsăm la gradile astea. Deci asta e pălinca adevărată de aici de la noi. De prune bistri, de exemplu, este la 70-80 de grade. La cât să bei, o lăsăm, mă rog, fiecare o și-o lasă cu un grad, două mai în plus, mai în minus, la 48-47 de grade. Atunci e cea mai bună. Și până la 50, dar e prea tare un pic. Când curge asta a doua oară, vodka o băgăm la fețât și curge a doua oară, prima dată de acolo iese ceva spirit, noi așa îi spunem, din ăla foarte, foarte tare, are până la 90-100 de grade. Și 80, depinde, nu v-am spus, de prune. Ăla luăm cam, dintr-o căldare, luăm, să zicem, 200, o sticlă de un sfert. Luăm de acolo din taie. Și aia când ne doare undeva, la reumă, în cot sau în picior sau în spate, cu aia se face frecție. E extraordinar de bună la reumă, așa zicem noi. În condițiile în care ardelenii au fost și sunt încă mari consumatori de grăsimi, pălinca mai are și un efect de atenuare a urmărilor posibile în sistemul digestiv. În satul tradițional românesc, s-au impus reguli precise și decente în consumul băuturilor alcoolice. Consumată cu moderație și plăcere, tăria devine leac. Țăranii o foloseau și în spălarea rănilor, tratarea urechilor bolnave, a febrei și a tulburărilor digestive și ca stimulent al poftei de mâncare.